Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou Q&A. După atâtea challenge-uri, m-am gândit să mai fac încă un Q&A, că e ceva interesant. Și acum iese cald afară și m-a făcut să fiu foarte bine dispus. Așa că, haideți să începem Q&A-ul. Ok, în ce domeniu lucrezi? Păi, acum lucrez în construcții. Dar eu vreau ca la anul să intru la desen. Ai fost vreodată cu avionul? Da, când eram mic, aveam 5 ani, am fost în Germania. Ce te pasionează pe tine? Păi ce să mă pasioneze? Vlogurile, ce fac eu acum? Gimnastica mă pasionează. Acum mă pasionează puțin și fotbalul, un pic. Da, într-adevăr, bine. Da. Câți copii ai vrea să ai când vei fi mare? Păi, sincer să fiu, nu aș vrea să am copii. Nu că nu vreau, dar când vor fi mari, după aia, deci vorbești urât, sare la tine la bătaie, le-aș, apoi după aia se plâng aiurea, așa că nu. Așa, dacă ai fi singur pe lume cu BFF-ul tău, ce ați face? Păi ce să facem? Păi, pe de o parte m-aș bucura și pe cealaltă nu m-aș bucura, pentru că ea era să fim eu, să fim două persoane, na. Ok. Ai vrea ca școlile să fie închise? Păi, cum să zic eu? Dacă nu ai școală, nu știi să citești, nu știi să calculezi, da. Eu n-aș vrea să fie închise școlile, așa că, na, tot școala e baza, na. Care este culoarea ta preferată? Albastru. Așa. Ce cameră foto ai alege? Păi, dacă mă pun să aleg dintr-un Canon sau un Nikon, aș alege Canon. Te-a durut vreodată o măsea? Păi, hai să zic că săptămâna trecută m-a durut aici, m-a durut și jos zona mandibulei și sus, și m-a durut aerea. Da. La ce instrument muzical îți place să cânti? Păi, la ce? Îmi place foarte mult să cânt la chitară. Cum te-ai simți dacă ai strica o relație? M-aș simți prost. Păi, na. Ok. În ce localitate vrei să te duci în vara asta? Păi, hai să zic că aș vrea să mă duc până în Chișinău. Mai fac vloguri. Așa. Ce joc ți-ar plăcea să joci? Păi, ce să-mi placă, mi-am plăci să joc GTA 5. Ce faci toată ziua? Ce să fac toată ziua? Merg pe afară, merg prin oraș. Mai stau și dorm. Ok. La ce vârstă ai vrea să ai primul copil? Am zis odată nu. Am zis. Dacă te-ai întâlnit cu un urs în pădure și ești față în față cu el, ce faci? Păi ce să fac? O fac pe mortul. Că eu știu că ăștia, dacă te văd nemișcând, apoi după aia te lasă în pace. Dacă miroși alcool, nu te lasă în pace. Se dă la tine. Da. Crezi că sunt extraterestri? Păi, cam da. Sunt extraterestri în universul ăsta. Nu suntem singurile viețuitoare. Dacă ar fi să te muți în altă țară, unde te-ai muta? Păi, în Germania. Că acolo e un loc foarte frumos. Așa.
Care este manelistul tău preferat? Păi să fiu sincer, Dani Mocanu. Nu știu, îmi place cum cântă, e... Nu știu... Șmecher omul, băiețaș. Așa, care a fost primul tău animal? Păi primul meu animal a fost un papagal. Și da, după aia mi-a murit și mi-a părut foarte rău de el. Da. Așa. Ce băutură îți place? Sucul. Că berea sau vinul, mai ales, nu-mi place deloc. Berea, beau puțin de la părinți sau de la prieteni. Da. Pe ce site de socializare stai des? Pe Facebook. Care a fost porecla ta din copilărie? Păi, n-am avut poreclă. Ba da, am avut pescăruș. Da, nu mai contează. Pe cine urăști cel mai tare? Păi, pe nimeni. Cum te-ai simțit dacă ai câștigat premiul cel mare la loto? Păi, cum se simte orice om. Fericit. Dar aș mai dona și la cei nevoiași. Nu mi-aș lăsa numai mie banii. Mi-aș ajuta și părinții. Da, asta e normal. Îți place fotbalul? Da. Pentru că depinde și cu cine joc. Dacă joc ca de, cum ar fi de exemplu, cu prietenii mei, asta n-are cum să nu-mi placă. Dacă joc cu cine nu-mi place, cum ar fi cu școala mea, adică, da, cu cine nu mă înțeleg bine. Nu-mi place să joc fotbal. Așa. Ai cântat vreodată în public? Da. Când am cântat Cargo și Fata din Vis. Și, da, prima dată când să mă duc la pregătire de canto, am avut emoții prima dată când să cânt. Acum nu mai am nicio problemă. Și chiar îmi place foarte mult, da. Prieteni, dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să apăsați butonul de like, să le distribuiți prietenilor și să dați subscribe. Deci cu voi a fost Andrei Max Răducan, pe data viitoare!